Probabil noi încercăm să vedem prin ochi prea abisii, dar simte un lucru mare. Grija ta, Tatăl care zilnic îl întreba. În 1970-75 absolvit facultatea de drept și cursuri post-universitare de criminologie în anul 1981. Între anii 1957 și 60 a urmat școala de ofițeri din Oradea. Tânăr ofițer a fost repartizat de unitatea militară din Tulcea. Între anii 1962-63 a urmat cursul de un an de cadre de conducere profil penitenciar la școala de ofițeri numărul 2 București și alte cursuri de perfecționare. În 1956-66 a funcționat ca profesor la școala de ofițeri de miliție Arad, apoi profesor, șef și comandant de companie în 1968-73 la școala de suboficeri numărul 9 București. 1973-81 loctitor pentru pază și regim la penitenciarul Gherla, respectiv 8 ani. 1981-87, timp de 7 ani, ocupa funcția de comandant la penitenciarul Aiud. 1987, comandant la penitenciarul Gherla, împlinindu-i se visul carierei sale, de unde s-a și pensionat în anul 1994, după 48 de ani de carieră de serviciu. Iubiți credincioși, adormitul într-un domn se căsătorește în anul 1961. Și bunul Dumnezeu îl binecuvintează alături de soția sa cu un număr frumos de anuliață de om, 52 la număr. Iar acum, iubiții mei, așa cum este obiceiul nostru ardelenesc, eu ca și preot o să iau iertăciunile. A dormit unul într-un domn și îndreaptă gândul său acum la ceas de despărțire, că de soția sa, Aurelia. Fie cerurilor, iar după sfânta ta înviere cea de-a treia zi, cu arutele dării puterea de a lega și dezlega păcatele oamenilor, să fie legate și dezlegate acolo în ceruri. Sensul pleavurile părate prin noi smeriții nevrednicii tăi slujitori, iartă robului tău, Vasile, orice a greșit om în această viață, să se așeze cu sfinții care din viac bine ți-au plăcut ție. Salvă! Foc! Încărcați! Salvă! Foc! A fost un om care își lasă numele înscris în istoria acestui oraș, acestei instituții emblematice pentru orașul nostru. Omul care a știut, prin întreaga sa activitate de bun ofițer, să fie un exemplu în activitate, să fie un bun dascăl, atât pentru personal, cât și pentru cei aflați dincolo de ușile închise, a știut să găsească puterea și decizia cea mai bună în momentele de răscruce dificile prin care a trecut această instituție, în perioada când domnia sa a fost comandantul acestui penitenciar. A știut să depășească aceste momente și să ne învețe cei care am fost în subordinea sa ce înseamnă să-ți dedici cu adevărat profesia unei cauze nobile, aceea de a face educație. Membrii Asociației Cadrelor Militare în rezervă și retragere îi aduc astăzi un ultim omagiu, îi aduc astăzi
ultimul onor și siguranța că va rămâne în memoria noastră și a celor care l-au cunoscut ca un om deosebit. Dumnezeu să-l odihnească. Cu durerea în suflet ne-am adunat astăzi aici ca să-l conducem pe ultimul drum, pe acela care a fost în această lume terestră un soț devotat, un militar de carieră, un coleg deosebit și nu în ultimul rând, un sincer prieten al multora acelora care sunt astăzi prezenți în jurul Sicriului. Ne-am adunat deci aici ca să-l conducem pe acela care în efemera sa viață pământească s-a numit simplu Vasile Rus din Bârlea. Vorbesc în numele colegilor de școală și în numele meu personal. Alaltă ieri, în data de 2, telefonul mi-a zornăit scurt și trist. De la celălalt capăt al firului, colegul nostru Nicu din Gherla m-a anunțat o tristă veste la care mă așteptam. Și anume că dangătul clopotelor de la Catedrala Ortodoxă din orașul copilăriei și adolescenței noastre au anunțat la 1 martie anul curent, zi aniversare de altfel, după cum ați auzit, trecerea în veșnicie a fostului nostru coleg și prieten Vasile. Nu te speria, dragă, de sonoritatea glasului meu aspru. Nu vreau să-ți tulbur somnul după o suferință atât de mare. Ca orice muritor, ai dreptul și tu la odihnă veșnică. Copii de țăran fiind, amândoi ne-am împărtășit lipsurile și amărăciunea anilor de școală. Un timp am împărțit aceeași bancă, tu fiind decanul de vârstă al clasei, iar eu urmașul tău. Valurile vieții ne-au propulsat însă pe drumuri diferite, pe mine pe al meu, iar pe tine pe unul alăturat, în conformitate cu ceea ce mi-a fost scris pe frunte la naștere, în trupul și în sufletul tău. Am venit tocmai din Maramureș ca să-ți pot îndeplini dorința în numele meu și al colegilor. Acum, când tu pleci dintre noi pe căile astrale, spre lumea vieții veșnice, unde nu este întristare și nici durere, acolo unde toți sfinții și drepții se odihnesc. Ești viața ta fără de valide, atunci ai adul o iubolet. Al Domnului este pământul, lumea și toți cei ce locuiesc întrânsul. Tropii mă vei cu isop și mă vei curăți, spăla mă vei și mai vârtos decât zăpada mă vei albi. Înțelepciune, binecuvintează, cel ce am iat din mos Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, cu ale dreptului Lazăr, cel înviat, apat, azi din morți, sufletul adormitului, robului lui Dumnezeu, Vasile mutat de la noi. Astăzi l-am condus pe ultimul drum, pe fostul comandant al penitenciarului Gherla, acolo de la rezervă Vasile Rus, care a decedat la vârsta de 77 de ani, după grea și îndelungată suferință. Am organizat ceremonialul prevăzut de regulamentele în vigoare, potrivit deprinderilor și rigorozității militare, astfel încât să fie condus pe ultimul drum toate cele de cuvință, începând de la gardă de onoare la catafalc, muzica, mă refer la trompeta care sună stingerea, convoiul mortuar și în final cele trei salve trase de către colegii mei angajații penitenciarului Gherla în semn de omagiu și de rămas bun pentru cel care a condus destinul acestui penitenciar vreme de la mulți ani.